Bună ziua, ascultați Transpirație și Vorbe cu mine, Edgar, și cu cine? Păi ai zis Edgar, deci cu Paul. Exact. E prea cald pentru porecle și bits. Nu cred că am mai făcut porecle. Nu, n-am mai făcut de la ceva timp. Da. Eu sunt prosop ud pe fund și cu mine este... Spătarul scaunului absolut... transpirat până la refuz. Oh, that's some hot shit. Am lăsat geamurile deschise ca să se facă curent. Un scaun de piele de care te lipești și când te ridici de pe el e ca și pizza, ca și brânză de pe pizza. Ok, that's not hot. That stopped being hot. That turned into what the fuck. Ți se ia materialul de pe scaun? Nu, pielea. Oh my god. I'm dying. Salut, Edgar. Cum îți fii înapoi? Sunt foarte relaxat. După ce ți-am hijackuit podcastul. Am văzut ce ai făcut și mi s-a părut foarte profesionist și o să ridic și eu ștacheta. Ok, mulțumesc, pentru că e prima oară când aud ceva despre asta. S-a mai primul, nimic. Primul compliment pe care l-aud în legătură cu asta. Nu mai zis nimic până acum. Nimeni? De când te-ai întors. Tu! Trebuie să înțelegeți că l-am ascultat în seara în care m-am întors și doar un pic, pentru că adormisem de oboseală și după aia am ascultat a doua zi și am uitat să-i zic lui Paul feedback-ul fără de care nu poate trăi. Validarea fără de care nu poate trăi. Păi, Paul, asta îi așteptai acolo, te-ai jucat, mai intrai într-un joc. Dar Edgar nu zice nimic. Da, niciun mesaj. Ok, bine, mă întorc la Witcher. N-am închinuit la ăla. Dar oare a zis ceva și n-am auzit? Te-ai tuns? Have you lost weight? That's exactly what how it happened. And I'm back. Yay. Și vreau să sunt curios. Ce-ai făcut, Paul? În acest timp. Bun, hai să... Am jucat Witcher în pula mea. Tot nu vreau să mai vorbesc în fiecare săptămână despre Witcher, dar mă așteptam ca expansionurile să fie mult mai scurte. Și am terminat Hearts of Stone, am început Blood and Wine și cum am spus și în episodul trecut, în care am fost doar eu, e cât un joc standard, nu știu, de un RPG normal. Extrem de mult content. Am luat o pauză de la asta ca să fac toate markerele, toate treasure markers și location markers din Skellige, pe cele din Velen le-am făcut, pentru că peste o lună, când voi fi terminat Witcher 3, nu va fi niciun bucățică de content neatinsă. Oh my god. Și nu vreau să-l mai ating, cel puțin câțiva ani de acum încolo. Și acum știm cum mănâncă Paul porumbul. Da, pretty much, să știi. Porumb, piersici, nu las absolut nimica. Stai și iei și bucățelele alea de, cum îi spune, de fructe dintre sâmburii aia care sunt mai ridurați. Da. Deci, câteodată rup ridge-ul ăla pe lângă să mai prinde puțină piersică. Deci nu există nimic pe lumea asta mai bun decât o genul de piersică de pe care se desprinde perfect fructul de pe sâmbure și rămâne sâmburele uscat și îl pui oriunde și e acolo. Exact. Asta și o shawarma foarte bine împăturită. Ma, nu, oricum le mănânc cu fructuțe și cuțit. What the fuck? Yeah, I know. Sălbaticule. No. Reverse sălbatic. În afară de asta, am jucat Overwatch, evident, m-am întors la Overwatch și după ce am făcut video-ul ăla, am zis așa un drive să mă reapuc de el, dar vreau să văd Witcher-ul pus pe raft și terminat, pe raftul virtual. Ok. Și cât timp am stat, am avut niște probleme cu renderingul de la video și cât timp lucra calculatorul meu overtime să randeze video-ul ăla de Overwatch, am reînceput și am rejucat și am reterminat Until Dawn pe PS4. No, stai, ăla cu zombie ciuperci. Nu, ăla-i The Last of Us. The Last of Us. Until Dawn e ăla, slasher movie-ul cu adolescenți. Aaaa, în stil David Cage. Da. Foarte, foarte bun. L-am rejucat, prima oară când l-am jucat am reușit să salvez pe toți. Și acum am făcut the reverse route și am omorât pe toți. You dick! Da. Cât de tale? Aparent se poate face full completion în două playthrough-uri. Deci un playthrough în care salvezi pe toți și un playthrough în care îi omori pe toți cu o singură nuanță în modul în care moare unul din personaje. Ăla ar fi singura chestie de care ai nevoie. Doar că nu am luat toate collectibles din joc. Nu le-am găsit pe toate și atunci nu am full completion la el. Ah, ok.
Dar trebuie să fie destul content acolo. Da, e scurtuț, cred că e între 5 și 8 ore un playthrough și îl poți juca lejer de mai multe ori, pentru că fiecare personaj poate să moară în o grămadă de feluri și în o grămadă de circunstanțe și o grămadă de cauze. Deci chestia aia de butterfly effect în jurul căruia se axează tot jocul e chiar foarte bine făcută, modul în care fac, în care diverg path-urile și o acțiune luată într-un moment chiar poate să aibă consecințe în altul și consecințe reale, nu consecințe telltale, că cineva spune o replică un pic diferit într-un cutscene. Așteptăm comentariile de la Luke Cage în secțiunea de comments. David Cage, Luke Cage cine era? Ah, era ăla cu mușchii. Luke Cage, da. Completely different. David Cage ăla cu The Emotions. I wouldn't know. I mean, yeah, nu, așteptăm comentariile lui Luke Cage. David Cage. David, am zis ea Luke. Damn it! Mă aștept să fie, e francez, nu e canadian, Luke Cage? E ceva francez, sau vreau să fie din Canada. A, așa, și mă aștept să fie canadian, și, să fie francez și zic Luke cu Luke, știi? Luke Cage, damn it! Cage. Și cam atâta. Cam asta a fost săptămâna mea. Mi-am instalat un joc pe telefonul celular și chiar acum am uit pe el, un căcat de clicker game, Realm Grinder. Știu de pe Steam. Fantasy Team. E și pe Steam, e și pe browser, e de pe Kongregate. M-am oprit pe la, am completat toate rasele de bază și am deschis câteva prestigi pe care le-am completat și după aia m-am plictisit. Încă n-am ajuns la rasele celelalte, am făcut rasele de bază, le-am full unlocked. Dar apreciez că are, cum îi spune, crește în complexitate pe măsură ce te joci. Da, păi asta e fain la clicker, că alea majorități liniare, alea care sunt făcute de cineva care nu înțelege conceptul de clicker game și de ce a fost cookie clicker bun. Și sunt fain astea care se expandează și cresc în complexitate, cum zici și tu. Da, that's a good clicker. Da. Daia adventure communist încă mai are potențial, deși încă n-a ieșit. Aștept să vedem ce se întâmplă cu ăla. Yes. Ok. Wow. Și ai transpirat, presupun, că găutarea ta în apă. Da. Și tu, ce te-ai jucat? Lapte gros? Miuță? Nu. Doamne, nu. Alte jocuri care se joacă afară? Nu. M-am jucat pe DS cât am fost plecat. Ah, super. M-am jucat Dragon Ball The Saiyan Attack, mi se pare. E un RPG în stilul Final Fantasy, dar are mecanici foarte interesante de combat. I had fun. După care m-am întors acasă să mă uit la Dragon Ball, că aveam chef. Începe, păi nu, că jocul ăsta începe fix cu The Piccolo Junior Saga, care e încă din Dragon Ball. Aha. Și mi-am adus aminte cât de mișto era World Martial Arts Tournament-ul ăla, că se întâmplă atâta chestii care rămân the staple of the series de la ala încolo. Ăla e prima oară când povestea se axează pe ceva anume, când Goku devine campion pentru prima oară. Ăla e când își dă jos Goku prima oară training weight-urile, pentru că au 100 de kg, de fapt el e mult mai puternic decât... Exact, ăla e prima oară când se întâmplă să atâtea prime... Da, și cred că toată lumea a fost mind blown la faza aia și atunci creatorii serialului au zis că ok, păi hai să facem de încă 100 de ori chestia asta. Dar stai, mai avem și greutăți mentale pe care încă nu și le dăduse jos. Nu, să știi că nu se mai întâmplă. Când eram mic, da. Pe TVR2 îl dădeau. Da. Și nu știu ce, dacă nu cred că aveau sezoanele următoare, pentru că se termină acolo. Efectiv, câștigă tournamentul și după aia e gata și a doua zi nu a mai fost nimica și eu eram, ce se întâmplă? Unde e Dragon Ball? Tocmai, I just got into this. Nu există internet încă, TVR2, ce faci? M-am uitat la el pe TVR2 de când se bătea cu Red Ribbon Army. S-a terminat cu faza aia cu Piccolo Junior, dar asta e faza, că acolo se termină Dragon Ball-ul. Ok, deci ăla e finalul lui Dragon Ball. Vezi, eu am văzut doar partea aia, deci doar arcul cu tournament. Oh my god, the best one. Nici nu cred că am văzut când e el mic și cu coadă, doar când e el deja adult/adolescent, fully deci grown. Deci aveam niște jetoare, niște pogs cu Dragon Ball Z. Și nu știam ce-i Dragon Ball Z, dar în schimb am văzut că pe TVR2 este acest serial numit Dragon Ball. Am zis, what? Surely it has to be related. Da, știam și eu de Dragon Ball Z din reclamele de pe Cartoon Network, dar nu se difuza la noi. Ceva de genul. Exact. Și mă uitam la Dragon Ball cu Goku mic și ok. Și după aia, după ce se antrenează cu Kami și se întoarce după Kami, 3 care, ani. Știi cum era tradus pe TVR2? Dumnezeu trebuia. Dumnezeu, da. Dumnezeu. Păi Kami e God. Da, numai că era Kami zeu, nu Dumnezeu, nu? Zeu, da, a God.
he's a god. Da, care da, și mi ziceau, a, păi când m-am dus să mă antrenez pe munte cu Dumnezeu și era o chestie verde, ca și Piccolo, și mă uitam așa. Da, da, vezi că de faza că în dub-ul englezesc zic de 7000 de ori că prima oară în preludiu la Kami, până să-l cunoască pe Kami, spun în engleză că Kami is great. Aha, și okay. e clar că he's god. Ah, okay. He's the god of the earth. Și el e protectorul pământului și el e the higher deity there. Da, deci da. E clar că, dar au schimbat-o ca să nu, să se spun, ca să nu hurt the sensibilities. Nu se folosește și ca și divin. Ba da, e. Ca și adjectiv, adică. Da, ca și adjectiv și ca și substantiv, da, ca și pentru zeu. Kamikaze e vânt divin, nu? Da. Mm-hmm. De fapt e godly wind. Deci da, păi da, să zic, na, vânt fair divin. Fair. Asta. Exact. Bine ați venit la weeb shit și vorbe în podcast. Stai. Și the point of this digression. Îl vedeam pe Goku mare în jetoanele alea. Da, ei, da, și da. când se întoarce și face reveal-ul ăla, pentru mine it hit like a fucking truck. Și eram, oh my god, this is where it begins, right? Și atunci asta s-a terminat și pe TVD și am simțit și eu același regret. Deci, eu uitam pe Dragon Ball tot așa, cred că de tot reclamă la Pogs sau era reclamă, sau efectiv difuzau pe Cartoon Network, dar doar în Marea Britanie și noi încă aveam reclamele din Marea Britanie. Da. Și aveam reclame la jucării pe care nu le vedeam în magazine și la, nu știu, car insurance, nu știu ce dracu se întâmpla pe Cartoon Network, da, cu advertising-ul. Da. Și la un moment dat era ceva cu Dragon Ball Z și arăta acolo Goku, Gohan, Trunks. Ok, fuck, what the fuck is Trunks? Și după aia mă uit la serial pe TVR și Goku se face mare și Goku se duce și se combină cu What's Her Face? Cu Chi-Chi. Așa, că Bulma aia era altă, de care avea grijă și cu care are un moment foarte dubios în care o vede dezbrăcată or some shit într-un serial pentru copii. Și când e încă mic și cu coadă. Și arată puță că, foarte mult. A, că bunicul lui Gohan și o să fac un copil și o să-l numească după bunicul lui și o să-l cheme Gohan și a, ok, deci începe și da. No, e altă serie complet, da. We got screwed there. Totul ne-a pregătit pentru dezamăgire la faza asta. Asta e ca și când difuzau Hercule și Xena și aia care făceau programming-ul pe ProTV, aveau din părere că e genul de serial care nu contează ordinea episoadelor și erau arcuri întregi cu Gabriel și cu Dahaka și cu Hope. Erau arcuri de final de sezon în care se termina lumea și le dădeau out of order sau pe sărite pentru că nu le păsa în ce ordine le difuzează. Nu trebuia nimica. Când m-am uitat prima oară la ele când era mic, erau în ordine. Sau nu-mi dădeam eu seama. Nu-mi dau seama. Nu știu dacă prima oară sau a doua sau a treia oară le-au ordonat. Dar știu că la una din run-uri, că oricum ProTV o difuzea seriale over and over, că da. Nu aveau foarte multe licențe. Bun venit la seriale și vorbe. It was the damn memory. Deci m-am jucat jocul ăla cu Dragon Ball și m-am jucat Project Highrise, care este Sim Tower modern. Atât. Oh, super. Am jucat ceva de genul și eu, dar... Foarte mișto. Pentru că adaugă mecanici noi, Sim Tower era doar pentru office buildings, aici îți permite să da, ai și... Da, poți să faci și rezidențial și de toate. Da, și casino și stai și venue de spectacol și e foarte mișto. Ai voie să pui venue de spectacol lângă apartamente, adiacent. Da. Adiacent sau... Și scade valoarea apartamentului. Da, nu, se plâng vecinii. Excelent, bun, ok, good simulation. Yes. Poți să dai cu burmașina în perete. Deci mă chinui atât de mult că am căutat opțiunea, nu știu, 5 minute de izolație fonică, dar se pare că nu ai. And I'm very sad about that. Dar da, yes. Yeah, that's what I played. Și StarCraft 2, da, it's StarCraft 2. L-am rejucat, l-am făcut nimic în plus. Yes, that is it. Bun. Shall we begin cu aruncând o privire în retrospectiva jocurilor de mult lansate? Am pregătit iar o mică chestie. În august, în 97, apare pentru PlayStation 1 și Nintendo 64 Carmageddon. Which is the first one. 97? Pare... Așa de recent îi? Da. E recent pentru noi, sure. Mă rog, îl asociez acum... cu era. Pentru mine sunt două ere. Era pre-Half-Life 1 și era post-Half-Life 1. În materie de fidelitate grafică și de chestii de genul ăsta. Carmageddon a apărut în același an cu Quake 1? Quake 1, nu știu, Half-Life... Cred că Quake 2, Half-Life 1 apărea în 98, dacă nu mă înșel.
Quake 1 s-ar putea să fie ceva mai vechi, deși 96. Tu ești expert aici. Da, I don't remember years that well. Quake. Să fie 96 atunci Quake 1, pentru că Half-Life 1 a fost de la zero conceput și, pe da, uite, Quake 2, da, Quake 2, 97. Ok, deci în același an cu Quake 2, Carmageddon. Mm-hmm. Ok. Și apăruse în iunie pe MS-DOS în același an. But yeah, dar în 98, la un an distanță, pe 11 august, care este a trebuit să fie aproape de când apare podcastul pentru lume, System Shock 2, which super. Is a very classic game. 1 august, nu o să fie deloc aproape, deja e 5. Păi nu, 11 august. Ah, 11 august, da. Cât de cât aproape. 11 august, e okay. Cam așa ceva, da? 9, da, ok, yay! Și în 2003, pe 6 august, mâine, preferatul meu din serie, Silent Hill 3. Îți place Silent Hill 3 mai mult ca 2-ul? Da. Da, dintr-un motiv subiectiv, nu... don't even... Îți place de... cum o cheamă? Chloe, Claire, Clarissa, da. Cum o cheamă? Chloe, cred că o cheamă. Nu știu dacă e Chloe. Cu Claire. Claire? Nu, Claire e din Resident Evil. Mi-a plăcut cântecul din trailer și când l-am jucat, that set me up for good vibes. Uite, vezi, mi-mi place și melodia din intro de la 2 mai mult. Mm. Mai știu, e aceeași femeie. 3-ul e voiced. Nu, 2-ul nu cred că e voiced. Intro-ul din 2 nu e voiced și intro-ul din 3 e voiced. Soundtrack-ul din 3 are câteva track-uri care-s voiced și 2-ul cred că are maxim una. Am ascultat obsesiv soundtrack-urile într-o vreme. Știu sigur că 3-ul e voiced, mai ales aia de intro. Mhm. Și o am pe... Heather, mă, o cheamă Heather, nu știu ce până mea vorbim. I don't know, am mai jucat de mult. Technically, e Alessa. N-am mai jucat de mult, trebuie să-l rejoc. Dar e foarte greu de jucat pe PC. Serios? Eu pe PC le-am jucat și doi au fost release pe PC. Nu, astăzi e foarte greu să le joc pe PC. Serios? Are logică legată de framerate sau căcaturi de genul ăsta? Mai degrabă installerul care nu mai funcționează. Ah, shit, ok, aia, da, ok. Plus că nu mai e, mi se pare că nu mai e comercializat pe PC, nu știu, e pe Steam, a trebuit să fie pe Steam. Nu, s-ar sigur putea, e pe Steam. Nu, e Konami, man, să dă că sigur, da, să e pe fie. Steam. Cred da? Că o să-l iau pe Steam să scap de bătăi de cap. Pe Steam, okay. Sigur e. Okidoki. This is a view in the past. Asta e jingle-ul. That there has to be a better way pentru chestiile astea. Hai să trecem la știri. Boom. Boom. Kapow. Vrei să-mi dai tu niște release-uri sau încep eu cu ce-am pe aici? Avem, de exemplu, The Long Dark, care a apărut în sfârșit, a ieșit din Early Access și a apărut pe PC. Long Dark e un survival game setat undeva în wasteland-ul înghețat. Nu știu, habar n-am, nu știu mica despre el. E post-apocaliptic, e pre-apocaliptic. Nu e prea apocaliptic, m-am mâncat sigur că nu e, pentru că sunt aproape convins că l-am jucat în alfa sau în beta la un moment dat. Da. Și mi-a plăcut foarte mult și nu e doar sălbăticie cu animale sălbatice, zăpadă, ai o mecanică de înghețat dacă e același joc pe care l-am jucat eu. Trebuie să te încălzești la focuri, trebuie să ai iei mâncare și avea sound design-ul foarte bun dacă... Again, dacă e același joc pe care l-am jucat eu în alfa. Mai e posibil să fie ăla, dar also aici zice că it teases the origins of the winter apocalypse. Înseamnă că i-au băgat story. Da, păi i-au apărut un story mode. Ce ai jucat avea grafica mai stilizată un pic, modelele? Păi asta zic că avea grafica stilizată. Atunci ăsta e The Long Dark. Mm-hmm. Da. Super, înseamnă că l-am jucat și pot să recomand măcar pentru survival. Acum dacă are story mode e și mai interesant. Da. I will hit it up as soon as I can. Dar... avem un sandbox foarte ciudat. N-am mai întâlnit așa ceva până acum. Comedy Night îi spune și este un comedy sandbox în care pur și simplu vorbești la microfon în fața unui public alcătuit din alți jucători care te pot aclama sau te pot heckălui. Excelent. Deci practic e un open mic. Nu, e exact un open mic virtual. Holy shit. There is no gameplay about it. Super, abia aștept. Decât că faci chestia asta. Well, abia aștept prima controversă de online abuse din jocul ăsta. Faggot! Get off the stage, you fucking faggot! You nigger faggot! Double nigger! Și după aia spui și tu nigger ca să ai momentul tău de Michael Richards de la începutul jocului. Oh my god. Da, este interesant. Poate vorbesc niște comici care au podcast despre el. Da, parcă ne ascultă în puii mei. Știu că nu ne ascultă. Dar aș vrea să văd pe Costel la jocul ăsta. Se poate să streamuie. Facem un joint venture. Mergem peste ei cu jocul să streamuie. Da, doamne, ar fi... Ah, shit, son. Oh, shit, God. Son, mai de gândit. Așa. Bă, acum am tot glumit, dar mi se pare că ar fi... E ok pentru genul de oameni care
au așa în cap ideea de a face stand-up routine, dar nu pot să dea ochii cu un public real. Păi asta scrie și în descriere. Uh-huh. Este făcut ca să-ți testezi materialul, să vezi cum e, e un entry level, cum ar veni, stand-up comedy. Hai să zic acum care ar fi următoarea, următorul pas ar fi să fie să folosească de mecanice de VR și să poți să și gesticulezi. Și să ai și anxietatea aia, da. Să mai la maxim. Mi se pare că e important, mi se pare important să poți gesticula, să emote-ui cumva în timp ce îți pui rutinul, habar n-am. Ai un avatar foarte customizabil, în schimb. Mm-hmm. Aia e fain. Deci, da. Nu știu dacă e gratis, probabil că e full priced, ar trebui să fie full priced. Sau măcar indie priced. Sau așa. Dar da, și mai am un release săptămâna asta de la creatorul lui Jotun. Sau Jotun, sau... Jotun. Jotun, așa. Jotun, gândeam. Așa că cum se pronunță și Junkrat din Overwatch. Și Jomurgand. Ei, ăla chiar se pronunță Jomurgand. Și Jessica Jones. Și Jesse Cox, care spune despre jocul ăsta, shut up and take my money. Și stați liniștiți, nu e un căcat canceros jocul ăsta, deși Jesse Cox îl laudă. E Sundered, este un Metroidvania hand-drawn, care arată absolut superb. Și mi-a plăcut trailerul și hai să stăm cu ochii pe el până apare. Bun, mă interesează. Când zici Lovecraftian, deja mă interesează, deci... N-am zis Lovecraftian, am zis Lovecraftian? Ar fi, cred că ar fi trebuit să zici. De ce? E Lovecraftian? Ești. Da? Da. N-am văzut, am văzut schelețe, am văzut, mi s-a părut foarte Castlevania aici, nu mi s-a părut cine știe ce Lovecraftian. Lovecraftian Metroidvania, îi spun N-am citit pe internet oamenii. Na. Nu developerii, zic așa. Da, văd niște monștri uriași de dimensiuni cosmice and giant mouth bats. Atunci sunt dublu interesat. Niște golbați. Da, exact. Cock bats din Oglaf. Da, apropo de Cox, nu de Jesse Cox, de actual Cox, Conan Exiles scoate pe gratis expansionul Frozen North. Va apărea pe 16 august. Va fi gratis pentru toți deținătorii lui Conan Exiles Early Access momentan, nu? Da. Va dubla suprafața de joc, ceea ce mi se pare impresionant, deși având în vedere că e Wasteland în principiu, nu cred că au trebuit să muncească chiar așa mult la ea. Sperăm în continuare la mecanici de pulă care se micșorează la frig și de degerături și așa mai departe, pentru imersiune. Da. Acum, înțeleg de ce a făcut chestia asta, probabil că vor să spălească vânzările pentru jocul de bază. Mai oferă niște conținut gratis și, it's normal și încă mi se pare interesant Conan Exiles și tot zic că îl cumpăr. Când o să apară versiunea full, o să mă intereseze mai mult. Fair enough. Nu știu cât de compelling e gameplay loop-ul pe durate lungi. Dar nu ar fi ceva pe durată lungă. Joci o perioadă, faci niște haos și ieși și faci elicopterul. Tu să ai un buton special pentru asta. Da, doamne, deci dacă e un dans care îți permite să faci elicopterul, un emote sau ceva. Slash și dance costă, și direct elicopterul. Da, și îl cumperi. Îl cumperi imediat. Și așa, intru în jocul ăla, fac elicopterul, o să fiu fericit. Și să poți să-l faci și din mers și oh my god. Never da. Play another game ever again. Și dacă faci suficient de tare elicopterul, poți să-ți iei zborul și să mergi și să survolezi harta. Te duci lângă alt jucător și spui fac răcoare, don't mind me. La cele 40 de grade care sunt acum, nu ar spune nu la răcoare venită din elicopter. Oh my god, îmi transpiră sufletul. Ok, avem release-uri. Tu mai ai? Mai am ceva legat cumva de release-uri. Și mă rog, de recent releases și future releases și mai departe. Pe scurt, Destiny 2 PC beta va avea niște îmbunătățiri... Citez titlul de pe net: Improvements forged from the tears of console players. Practic feedback-ul de la beta-ul de pe console, care a avut loc acum câteva săptămâni, va fi implementat în beta-ul de PC, care va fi în weekend-ul cu sfârșitul august, okay. Începând cu 28-29 până în 31 august. Dar va avea niște feature-uri care să prevină cheating-ul, care vor opri code injection-ul. Dar asta înseamnă că vor opri și chestii gen game streaming, game capture din OBS sau overlay-uri din programe de chat, cum ar fi Overwolf, Discord sau Mumble sau așa mai departe. Dar cred că sunt feature-uri de care te poți lipsi.
Ceea ce înseamnă că nu poți folosi, da, overlay-urile de voice chat, dar poți folosi Discord-ul separat. Da, sau FPS countere din fraps sau rahaturi de genul. Oh my god. Să vezi 60-ul ăla în colț constant. Sau poți să-l simți doar, știi? Că da, it's... exact. Titanfall 2 se duce către Origin Access. Origin Access e serviciul de Netflix-like, de Games on Demand de la EA, în care pentru $5 pe lună ai acces cam la tot catalogul de la EA, inclusiv Battlefield 1, cred. Și Sims 4? Da. Pentru chestii... toate genurile. Da, da. Dar ce vrei să spui, că Sims 4 e doar pentru fete? Și Battlefield nu, doar pentru bărbați? Nu prea se interesează publicurile de Battlefield ai și încercat, Sims. Ai încercat să fii... Ai încercat să fii inclusiv. N-am încercat să fiu. Nu, și îți voi demonstra. Am jucat infinit mai mult Sims 4 decât Battlefield. Și când zic infinit, objectively speaking, am sute de ore în Sims. Eu nu infinit, pentru că am jucat un pic de Battlefield. Infinit ar fi însemnat să nu fi jucat deloc Battlefield, ci doar Sims, da? Cred că și eu sunt tot în aceeași barcă. Bă, Origin Access ăsta pare a fi good deal, numai că eu cam dețin tot ce-mi trebuie și tot ce vreau să joc de la EA. Și eu, dacă ar fi să am un cont nou, practic mi se pare mult mai, da, mai mult decât avantajos chestia $5 asta. $5 pe lună înseamnă că ajungi să plătești un joc full în... 20 de luni? Calculez bine? Nu, 20, scuze. Nu, 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 nu. În... în 15 luni. 15 luni? La $60, presupun că... Da, da, da. Calculez bine? Nu știu, vreau să prostii. Nu știu. Da, e ok. 5 ori cât fac 60? Nu, stai. Ce te reduc? 12 luni, un an. Așa. 12 ori 5. Like, căutam ceva cu 5 în coadă, nu știu de ce. Da. Așa, deci, într-un an, practic, într-un an plătești un joc full și poți să joci mai mult, mai multe jocuri de BioWare sau EA sau whatever într-un an. Ai acces la Dead Space, la Mass Effect, la Dragon Age, la Battlefield-uri, la Crysis-uri și așa mai departe. Mirror's Edge. Dezavantajul fiind că sunt numai jocuri din catalogul EA. Da, dar având în vedere că EA au scos o zecime din jocurile relevante din ultimii, nu știu, 10 ani. Ia, ai ce juca. Da, sunt curios dacă ai acces la catalogul vechi. N-am să intru acum pe Origin să văd. Catalogul vechi însemnând Baldur's Gate-uri și chestii de genul? Baldur's Gate-urile nu sunt pe... Cotoruri, nu? Sunt pe Steam. Ok. Nu ai. E posibil să fie și pe Origin cotorile, dar sunt deja cumpărabile pe Steam, mai ales că GOG-ul vinde tot catalogul vechi de RPG-uri. GOG-ul fiind domnul ăla în Pardesiu de la colțul străzii care are în parpalac jocuri. GOG-ul e cel mai tare. Nea GOG-ul. Mai am două știri legate de niște numere. Da. Friday the 13th, în ciuda problemelor tehnice, aparent e suficient de fun pentru destul de mulți oameni. Anume 1,8 milioane de copii vândute în 3 luni. That's a big number. E pretty mare. Pretty mare, indeed. Yeah. Și alt număr mare de jucători, vreau să iau numărul exact, dar jocul care a dominat știrile în ultimele câteva săptămâni și luni, PlayerUnknown's Battlegrounds, care e un unexpected hit, momentan stă pe locul 2 în concurrent player count și peak day count, de la Steam. Care înseamnă cât anume? 500.000 de jucători concurenți. Vă spun că primul loc e Dota. E Dota 2, evident. Da. Și, dar pentru prima oară în foarte mult timp a depășit Counter-Strike Global Offensive, care era locul 2. Nimic. Păi da, dar e tot cam acolo, e tot cam la 500.000. Impresionant pentru un joc răsărit dintr-un mod. E un hit, efectiv hit. Tot ce am auzit despre el în ultima vreme, cu toate controversele, cu toate chestiile care au fost legate de el, am tot văzut mai mult și am auzit mai multe despre joc și mă interesează tot mai mult, chiar dacă nu-i tocmai genul meu. Eu prevăd un declin după o perioadă de timp. Probabil la jocul ăsta, că o să fie. Deși, dacă are un start așa de puternic, s-ar putea să apară o scenă de streaming, de e-sports și așa mai departe în jurul lui. Există deja o scenă de streaming în jurul lui. De streaming, da. Dacă apare o scenă de e-sports în jurul lui, s-ar putea să îl vezi mult și bine de acum încolo. Că practic iar ține inerția asta pe care a acumulat-o. Și la numerele astea e atractiv pentru organizatorii de concursuri. Dacă tot îți cu Steam stats deschis în față, mă surprinde să văd H1Z1 pe locul 4, Grand Theft Auto 5 pe locul 5 de nu știu cât timp, pe locul 6 Path of Exile, e deasupra de Team Fortress 2. Ajungem și la el și zic și de ce. Path of Exile, Warframe, care aparent a avut o resurgență recent, a adăugat content nou, nu l-a mai jucat de mult timp, și Payday 2, care de când e gratis, de când a fost gratis atunci, iară cred că o... Da, a avut un flux. Da, yeah. Interesant.
Atât am despre release-uri, numere, statistici și așa mai departe. Am și eu numere, 69. E numărul sex. Da, Hui. Am niște cifre într-adevăr care sunt legate de Valve, în schimb, și hai să zicem așa. În momentul ăsta, Valve se cam pișă pe Porsche Sports când vine vorba de premii. Dar spune-mi. Se apropie internațională de Dota 2, care este practic campionatul mondial de Dota 2. Ăla care în fiecare an se acumulează un prize pool. Valve pune ceva la prize pool-ul ăla. Da, 25% din vânzări. Ok, deci ei vând albumul ăla de acții build-uri, nu? Nu, vând albumul ăla de cosmetics unlockables. A, da, nu-i de track-uit. Știu că e de track-uit jucători să-ți lipești stickere cu asiaticul tău preferat și... Are și aia, e și aia, face parte din The International Compendium. Așa. Dar majoritatea, mi se pare că de când poți să level-apuiești compendium-ul, evident cu bani reali sau jucând în draci, pe măsură ce level-apuiești compendium-ul, îți deschizi cosmetice noi. Mhm. Care pot fi orice, de la teleporter effects, la blink effects, la skins, la loot chests, orice. Inclusiv o hartă nouă. Okay. Fapt, este un reskin de harta actuală. Și toate vânzările, 25% din vânzările de pe compendii, care sunt puse în vânzare din timp, se duc la acest price pool. 25%, care înseamnă 23.600.000 de dolari. Oh, nu, de unde scoate Valve așa mulți bani? Da, deci da. Cât ai spus că e price pool-ul total, momentan? 23.600.000. Total, deci asta nu e doar contribuția lui Valve. Nu, ăsta e totalul. Ăsta sunt toți banii. Contribuția lui Valve înseamnă 25% din vânzări. Ok, bun. Și asta se distribuie cum? Între jucători? Ai cumva și split-ul? Da. Primul loc, 10.000.000 de dolari. Prima echipă? Prima echipă, da. Ok. Locul 2, 3.700.000, locul 3, 2.400.000, locul 4, 1.600.000. Da. Locul 5 și 6, aproximativ 1.000.000, fapt un pic peste 1.000.000. 7, 8, 500.000, 9, 10, 11, 12, 300 și ceva de mii, 13, 14, 15, 16, 100.000, 17, 18, 19... 17, 18, 50.000 și un All-Star Game are 100.000. Ok, deci ca să faci un salariu anual decent din e-sports, ar trebui să te încadrezi undeva cam până în locul 8, nu? Ca să ai... Locul 8 ai zis că era încă la 1.000.000, nu? Nu, locul 6 e la 1.000.000. Și ăștia erau la 500.000. Da, împărțit la 5, împărțit la 5, acum bănesc că nu se parte numai la 5, că ai și rezerve în echipă și ai și... Da. Ai și antrenor și whatever așa. Deci ar trebui locul 6 decent. Se zice că faci un locul 6 și ca să faci un salariu de, cred că în Statele Unite, salariu decent anual e de 100.000 de pe an, pe acolo? Da, și unde mai pui la socoteală că mai sunt și tu neblocate. Salariu decent ca cât să fii upper middle class. Dar dacă ești din altă țară, gen din Ucraina, ca și aia de la Navi și așa... Trăiești și... ca regii! Exact. Lamborghini! Da. Mm-hmm. Davai! Suca! You buy best Lada. Așa, și da, zim, compară-mi cu alte sporturi tradiționale. Păi nu mai știu, cât e un prize pool la Roland Garros? Păi nu știu, Edgar, că tu trebuia să te informezi, că tu ai venit cu știrea. Nu că știu, eu știu ca și informație că e mult, mult mai mic. This is how cute, Paul. Cât câștigi la Roland Garros? La winner, la singles, de 2.000.000 de euro. Oh, that is the bigger bucks, how they Bine, say in Europe. Premiul individual e mai mare, nu? Decât la locul 1 de la... Păi e de singles. Păi doubles, da. E 500 de mii. Păi spun că e individual. A, uite, prize money, 36 de milioane totalul. Aha, un pic peste. Da. Se pare că încă au banii la Roland Garros. Da. Dar venim din urmă peste voi cu toate jocurile voastre de ratați care ies afară din casă. Da, da, pui la socoteala că Dota-ul e finanțat în totalitate din compendii. Da, din compendii și din comunitate, practic. Și tot ce trebuie să facă Valve dacă vrei să crească la 30% din vânzări și deja depășește Roland Garros-ul. Da. Dar cred că e bine pentru toți așa cum e acum. Premiile sunt imense, Valve ia o avere imensă, you know, everybody's happy. Și Half-Life 3 undeva băgat într-un cur
și gata. Cred că se mai poate plânge Valve de dezamăgirea pe care o va avea inevitabil Half-Life 3. Nu poate doar să-l facă, să mă lasă să fiu dezamăgit, de măcar de ceva, să fie să ceva de loc, care... Să-și tragă loc cu banii după ce începe să-i înjurăm. Da. Yeah, that's it. That, those are my numbers. Hai să trecem la niște știri legate de gaming și chestii care... politic. Ce e ăla? Hitman! Are 5 milioane de jucători activi, declară Square... Scuze, EO Interactive. Square Enix... No more! Da, sunt independenți eu Interactive și acum se bucură de 5 milioane de jucători în Hitman-ul lor, care este probabil cel mai bun din serie. Super, mă bucur pentru ei. Sper să, sper să plângă aia de la Square Enix. Square nu, că, de, Enix. Nu, se uită la ei și spun what is this? This is tu... Ah, ce asta? Doar 5 milioane? We have a bigger games... I'll stop. Hai, Paul, zi ceva, scoate-mă din căcat. Nu, îmi pare să te las, știi că îmi pare să te las să suferi ca un pește pe uscat. Flash, 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 flash. I'm stewing așa. In my own poop. Am o știre care se numește Here's why the player movement in Quake was slower than Doom. Oh! John Romero explică motivele tehnice din spatele decrease-ului din, în viteză. Okay. Nu am citit știrea. Nu o să o citesc. Okay. Deci nu mă interesează. Citesc dacă vrei. Ce-i cu John Romero? De când au vândut, dischetele alea cu Doom 1, acum recent, mi se pare că odată de gustul faimei să fie iar în spotlight și tot apare așa recurent, în fiecare săptămână cu ceva factoid din ăsta interesant. Probabil că ai început tu să fii, să-l vezi mai des, dar nu, el e de mult chemat la convenție, la GDQ. De exemplu, acum câteva zile spunea, în sfârșit au dezvăluit cine este ăla de pe coperta de la Doom 1. Ok, nu a întrebat nimeni niciodată, but sure. A dezvăluit-o de mult. Da, dar era așa, în sfârșit. Era el, nu? Era el modeling. Spune poveștile astea de mulți ani pe la convenții și pe la Game Developer Conference. Ce trist. E retirement tour. De vreo 20 de ani. Înainte mai apărea cu Tom Hall pe la convenție. Acum se pare că e numai John Romero. He ate Tom Hall. Da, el era rockstarul lui id Software și a rămas rockstarul lui id Software, deși nu mai lucrează la id Software. Na, acum vrei să zic partea mai puțin interesantă a acestei știri, adică exact motivul pentru care era mai încet. Fiind joc 3D, au trebuit să facă jocul să aibă dimensiune mai mică, să poată să încapă pe medii, pe dischete și așa mai departe, ceea ce însemnat și niveluri mai mici și de aia au scăzut viteza de deplasare, ca să nu simți că traversezi în prea puțin timp nivelul. Nu se pare destul de rapid și Quake Guide așa. Da, dar nu e la fel de rapid ca Doom-ul. Nu e, dar nu știu cum au ajuns la viteza aia în Doom, că cu siguranță n-au zis ei, băi, sunt nivelele foarte mari, hai să facem mai rapid. A, probabil că e la cât ducea procesorul, că știi că erau unele jocuri care se mișcau cât de repede ducea procesorul. Those are fun. Da, e probabil. Yeah, sure. Ok, nice. Yes, John Romero, always nice to see him in the news. Deși probabil că dacă nu-l vezi, se chinuie el să ajungă. Am eu o știre despre niște anunțuri și confirmări și chestii absolut. Dynasty Warriors 9 este confirmat și pe PC. Era să zici Destiny. Da, Destiny 9. Heaven forbid. O să fie. Au plan de development pe 10 ani sau ceva de genul, deci... Mai gat, câte unul pe an, ești nebun. Da, o să fie cretin. Ok, Dynasty Warriors 9 pe PC vor să crească diversitatea din jocul ăsta, așa că vor adăuga două personaje noi pe lângă celelalte confirmate 84. Jesus fucking Christ. O să ajungem cu mai multe personaje ca în Dota. Dacă e vreun joc care se apropie de... Nu, Dynasty Warriors, pentru cine vrea să se apuce de el, trebuie să știe că este... tânăr și neliniștit cu arte marțiale. Cred că ar fi foarte overwhelmed de un joc de genul ăsta, cât aș vedea efectiv... Pentru mine Battleborn a fost prea mult când l-am deschis prima oară. N-a trebuit să te simți copleșit. Sunt toate chestiile acolo pe hartă, urmărești obiectivele și you button mash. Și e relaxant. Mulțumesc. Mulțumesc că ai știut cum se zice overwhelmed pe română. Am înțeles. Ok.
A. Da. Mi-a picat fisa, gata. A. Mă gândesc că e bine delimitat ce trebuie să faci în joc sau așa, dar să văd un meniu în care, alegeți dintre aceste 80 de personaje. Nu, nu e așa, nu e. E pe familii. A, pe clase, nu similar cu Soul Calibur. Nu, pe familie, efectiv pe familie legale. Ah, ok. Wow, am zis, tânăr și neliniștit. Ah, ok, deci familii, nu familii de moveset-uri. Exact. Și, ok. Jocul e bazat pe The Romance of the Three Kingdoms, care e și un serial chinezesc și e cel mai chinezesc lucru pe care îl fac japonezii de ani de zile. Nu știu de ce, but yes. Ai văzut Red Cliff? Nu. E un film interesant de arte marțiale, bazat tot așa pe... războiuri dintre cele trei dinastii. Aha. Și păi, e interesant, e făcut tot ca un anime. Adică fiecare comandant se are un stil diferit de luptă în filmul ăla. Evident. E drăguț, e fain vizual și e bine realizat artistic. Scuze-mă, îmi vine despre Dynasty Warriors. Nice. Atâta, nu, atâta. Bun. Am spus. I think I sold it. E tânăr și neliniști cu alte mațiale. Weeb, tânăr și neliniști weeb. Da. Yay. Am avut la un moment dat promis de Sega un mod VR pentru Alien Isolation în 2014. Au promis că pe Oculus Rift vom avea Alien Isolation VR. Au rămas în fază de prototip, de proiect, de promisiune și jocul a fost livrat fără modul ăla inclus, dar cu toate fișierele pe care se baza modul VR. Și ca de obicei, modderii repară tot ce fut publisherii mari. Un modder pe nume Zach Fannon a făcut o versiune alfa preliminară de Alien Isolation VR, care merge cu Oculus Rift, care merge, dar e încă în versiune alfa 0.1.1, dar cu anumite limitări. Adică, din câte spune el, nu-i designed să îl folosești stând în picioare și nu recomandă să folosești stând în picioare. Și când am citit asta, mi-am reamintit de cum arăta, cum era Alien Isolation. Cu o dată, la 10 minute, ai un mini cutscene în care te ia ceva pe sus și te aruncă din un capăt în altul al camerei. Și mi-am pus un headset VR odată pe cap și chiar și chestii gen un roller coaster te dezechilibrează în ultimul hal dacă stai în picioare. Oh my god. N-ai încercat niciodată un VR headset? Nu, n-am încercat niciodată. Dar mi-aduc aminte un joc de PC care era ceva de genul ăsta. E cea mai interesant / ciudată senzație. Că te gândești, ce căcat e asta? Îmi pun pe cap și văd un desen animat, că nu-i realist nimic sau așa. Și mi-am pus ăla pe cap și am văzut efectiv un desen animat în care eram pe o motocicletă și mă plimba on rails un căcat de veveriță pe un motocicletă cu ataș și era ca și cum aș fi fost acolo, lumea aia desen animat. Dacă vreau să am un vis, mă culc, Paul. Simți inclusiv nodul ăla din stomac când accelerează ceva. Cred că se diminuează cu timpul chestia aia. Posibil. Ar trebui să creezi o rezistență la chestia aia, să dai seama deja că I'm in the eye thingy. Nu mi s-a făcut rău de la VR niciodată, dar m-am dezechilibrat, m-am dezorientat. Păi da, de asta zic, o să scăscă rezistența la chestia asta, să-ți dai seama că I'm in the video game thingy. Și m-am masturbat. Aha, yes, of course. Ai de dezechilibrat, ți-a amățit piciorul. Da, da. am căzut! E de la VR, I swear! Ok, jocul ăla cu bătăi și săbii bagă scoțieni și gladiatori, trecem peste, așa. Nu, că ai zis și tu săptămâna trecută, I don't even wanna. Hai să râdem un pic de el. Forerunner adaugă content nou pentru toți 5 jucătorii care au mai rămas. Da, și the death tours of a dying game, I guess. Vrei să facem un sponsorship deal cu Ubisoft? Să ne bage soundtrack-ul în joc ca și... Scuze, să ne bage podcast un joc ca și soundtrack? Pentru că la fel de multă lume ne ascultă pe noi cât mai joacă Forerunner. Exact, ar fi unu pe unu. Deși dacă mai trece o lună o să fim noi în avantaj și va fi bad deal. Da. Nu știu acum, i-aș face în schimb un sponsorship cu Ubisoft în care eu îmi bag pula în ei de cum au stricat seria Heroes of Might and Magic și eu acceptă. Interesant. Și le-aș da eu 5. Hai să le scriem, hai să le scriem un mail acum, repede. I-aș plăti eu pentru chestia asta, că tehnic vorbind e prostituție, nu? Adică e serviciu sexual pe bani și... Nu știu dacă filmezi. E obișnuit Ubisoft cu d-astea, e ok. Da. Apropo de numere care nu sunt scădere deloc, Steam a ajuns la 14 milioane de concurrent users în fiecare zi. În ultima lună sau în ultima perioadă de timp, 28 de milioane de useri noi, 67 de milioane de useri activi lunar. Da. It boggles my cock. Exact. Which is good, I guess. Monopol, dar eu Origins descurcă ok pentru moment.
E un monopol, dar... Nu știu. Început de monopol. Nu știu. O idee următoarea că a doua alternativă e din ce în ce mai bună. Da, și mai e și Gogu. Aș vrea foarte mult să fie o chestie deconectată de chestia asta. Nu știu, să mențină cineva un storage cu jocurile și eu să-mi aleg providerul pentru download, ar fi superb. Da, e un serviciu pe care cineva, dacă ne ascultă, eu să-mi aleg interfața și să fie undeva stocat toate chestiile. Și pentru seriale ar fi la fel de interesant. Practic dar să... Nu știu cum Păi ar fi cineva să dețină drepturile de distribuție și de, nu știu, un concern de distribuitori, de jocuri, de filme, de seriale, de whatever, să le țină undeva, să le stocheze și tu practic să plătești providerul pentru funcționalitatea serviciului lor de streaming, de download, de interfață, de overlay și așa mai departe. Mi se pare posibil doar ca și o uniune dintre toți providerii. Păi da, așa ar trebui să fie. Adică dacă tot să cadă de comun acord că toate jocurile astea vor fi în librăria personală a utilizatorului și poate să cumpere de unde vrea. Nu vreau să aibă Steam monopol, dar vreau să am jocurile toate într-un singur loc, dacă se poate, sau în cât mai puține locuri posibile. Posibil. Am în 3 locuri deja. Da, știu. Sunt multe. I know. Stică. Și Uplay. Mă rog. Le vreau înapoi pe Steam. Muie Ubisoft. Așa. Păi ies pe Steam, dar trebuie, dar când pornești jocul din Steam, îți pornește Uplay și... Ok. Avem ceva foarte, foarte important, că mă gândesc că... Da, mai avem. De Blizzard. Zii tu de Blizzard. Blizzard, la The Earnings Call Activision Blizzard de pe anul ăsta. A fost o conferință care a fost și la care există și stenogramă de ce urmează ei să facă și ce vor face și ce au făcut până acum. I guess it's an American thing. A trebuit să caut, să știu că chestia asta chiar se practică de filmele mari. Nu știu în ce măsură sunt obligați să o facă, dar unele sunt obligate. Anyway, la această conferință Mike Morhaime s-a declarat că au echipe special făcute pentru a dezvolta IP-uri noi care o să faile și să fie făcute în hero shooters. Da, I guess. Sau card games. Sau nu știu ce. I don't know. Dar cuvântul cheie e new IP. So da. Stop hyping over remakes. Oh boy. Și mai am una de Blizzard. Hearthstone anunță o nouă expansion cu Kerrigan care devine Queen of the Zerg. Scuze, Jaina care devine Queen of the Undead. Ceva. Nu știu. Da, exact. Sunt foarte original în storytelling, așa-i? Niciodată n-au fost original în storytelling. Dar sunt, you know, da. They're lucky they have good game design. Apare Frozen Throne expansion în... în săptămâna viitoare, cred. Da. Au și niște schimbări la cum funcționează card drop-urile. Primele 10 pachete pe care le cumperi dintr-un expansion au garanția că îți vor da o legendară și nu îți vor mai pica de acum încolo legendare duplicate. Deci când deschizi o legendară, ai garanția că dacă nu ai toate legendarele din setul respectiv, va fi o legendară nouă pe care nu ai deja. Foarte bine. Da. N-am deschis foarte multe legendare duplicate la viața mea, dar am deschis câteva. Odată am deschis 2 legendare identice în același pachet. Și nu-ți dă costul de gemuri de dust-ul no. 1 pe 1, nu? No, oh, e 1 pe 4. Ah, Blizzard, you fucking rat! Exact. Așa. Yeah! Ok. Bun. Mai zim ceva. Mai am o singură chestie. Alexis Kennedy, scriitorul și designerul lead, cred, de la Fallen London, de care știi tu și eu nu știu, și de la Sunless Sea, va lucra la o parte din lore pentru următorul Dragon Age game și eu și el am speculat că sigur vor fi Cthulhu Monsters, probabil legați de Darkspawn. Având în vedere că el a fost ales acolo pentru ceea ce e el bun și el e bun pentru Cthulhu Monsters, deci e ok. Da, puțin context, băiatul ăsta a făcut un RPG browser-based Fallen London cu lore foarte bine scris. La fel de mult atenție a intrat în textele de flavor din jocul respectiv și a dat naștere la 2 spin-off-uri, la Sunless Sea și Sunless Skies, care va apărea curând. Da. Am zis de el, așa. Sau n-am zis, apare Am zis de el, apare în august, da. Da, în august, super. There we go. Și va lucra la nou Dragon Age și Cthulhu Monsters, most probably, dacă nu, probabil, nu știu, Half-Life 3. Ei spun că, da, ei spun că e vorba de o parte a lore-ului care n-a fost foarte mult explorată până acum, dar multă lume a întrebat de ea și eu cred că e vorba despre zeii ăia căzuți ai elfilor care au devenit Archdemons. Că practic Darkspawn odată la nu știu câți ani sapă după un zeu elf și îl transformă în Archdemon ca să înceapă un blight. No. Da. That's interesting. Ok,
That's it, I guess. Da, atât. Ah, da, și Path of Exile încă nu bagă Necromancer-ul. Ha. Trebuie să zic, sunt obligat, mă doagă băiatul, să zic. Da, e Path of Exile, așa, bonus, știre bonus, de final. A lansat, cred, e live update-ul cu încă 6 capitole și chestii, conținut mult și care este o dezamăgire totală, că n-are Necromancer. La care eu vă recomand cu căldură modul de Diablo 2 Medianic Sale, care este la fel de complex, fără căcatul free-to-play. Have fun, you're welcome. Bye-bye. I'm sorry, nu-mi plac mecanicile free-to-play din jocul ăla și se văd de la o poștă. Că mă, eu când am jucat nu se vedeau. Ba da, si tot tech tree-ul ăla, incremental, plus 5 strength, plus 5 și faptul că respect-ul costă. Mă, lași? Păi planifică-ți bine, boss, că ai la vedere tot triu. Da, sau poți să joc la întâmplare cu un personaj și după aia să explorezi un alt build la plezneală. Și orice ai spune despre Diablo 3, Diablo 3 îți permite experimentarea. Și Medianic să îți permite experimentarea. Dar trebuie să dai bani. Pentru ce? Pentru Diablo 3. Da, Median XL e gratis. Dacă ai Diablo 2. Exact. Da, come on, Diablo 2. Sunt sigur că am deja multe oameni. Da. Diablo 2. There we go. Atât am avut. Bun. Yeah. Nu mai avem ceva. Ba da, avem ceva. Bun, ok. Da, am avut cu știrile. Iar acum, Paul, leagă-te cu centura ta de siguranță de scaun și ține-te bine să nu faci spumă la gură, mușcă de asta. Așa, gata. Fii atent. Îți voi da niște electroșocuri, pentru că urmează Tracker Review. A fost pe ultimul moment, s-a zărit o chestie incredibil de bună, nu am planificat-o, nu trebuia să fie în episodul de astăzi, dar dacă am găsit-o, I couldn't pass up on this. This is very good. Tracker Review de săptămâna asta este la FIFA 17, care a fost recentă spart de niște băieți și evident că lumea a jubilat. Numele utilizatorului pentru săptămâna asta este Ronaldinho. Go. Ronaldinho 1 zice: deci nu merge online pe Ultimate Team, puncte, puncte, PS. Îl am cumpărat pe Origin, dar sunt banat și merită să-l cumpăr, mai ales dacă au eliminat lașii ăia cu hack 99 overall de la Ultimate Team. Și să nu cumpărați coins nici de la EA ca să nu le faceți burta mare și nici de la site-uri specializate, că veți fi banați. Vreau să iau pe bucăți acest comentariu. Da. Ok, începe zicând că e un joc foarte bun pe... Intră pe Tracker ca să-i facă review, deși el l-a recumpărat. Da. E foarte bun, îl are pe Origin și e foarte bun, deși a fost banat. A fost banat pentru că... Nu zice de ce a fost banat, dar imediat, no. În propoziția imediat următoare, știe exact cum se numește hack-ul pe care îl folosesc oamenii care au fost banați. Da. Și după aceea știe exact că dacă cumperi coins de la nu știu ce dracu de provider dubioși din Rusia, te banează. Exact. E o poveste, dar e o poveste pe care trebuie să o descoperi singur. Reiese dintre rânduri. Da. Adevăratele comentarii spun o poveste. Exact. Foarte bună. Ronaldinho 2. Mor când îi aud pe toți care și-au luat jocul la reducere. Dacă aveți jocul, ce mai căutați aici, guvizilor? Personal, n-am mai jucat FIFA din 2009-2010, de când a apărut FIFA 10. Dar pe ăsta o să-l iau și... Să-mi mai amintesc și eu de momentele în care mă chinuiam cu Creation Master și pierdeam zile și nopți să editez un amărât de database. Highlight-ul aici este că e ofticat de oamenii care l-au cumpărat și nu înțelege de ce. Nici noi nu înțelegem de ce vin oamenii să zică l-am cumpărat. E super dubios să mergi, adică poți să mergi pe Metacritic dacă vrei să lași neapărat un review. Nu trebuie să mergi pe Firelist. Da, mă rog. Dacă mergi pe Firelist, am aflat că ești un guvid. Firelist e despre community, mai mult, nu? Da, e o comunitate foarte prietenoasă de oameni. Ronaldinho 3 arată cam nașpet FIFA 17 pe PC comparat cu Xbox One. Am un GTX 960 Armor de la MSI și rulează FIFA 17 excepțional la rezoluție 1920x1080 Ultra Rendering Quality MSSA 4X, dar arată sub orice critică gazonul, ia să citesc găozul. Sub orice critică. Și strică pe total toată calitatea grafică. Folosesc același TV Full HD și la Xbox și la PC. Mm-hmm. Și arată mai prost. Ok, de ce arată mai prost? Nu știu. Cred că n-are efectele alea, niște shader în plus la Xbox One, posibil? Sau nu știe el cum să facă să-ți dea upscale ca să se vadă mai bine? Wink, wink. Hack-ul lui Edgar. Mm-hmm. I swear by it. 720 upscale la 1080, multe jocuri arată mai bine. Nice. Ok.
Acum începe o discuție dintre unul și altul. Între Ronaldinho 4 și Ronaldinho 5. Sincer, cred că niciun FIFA nu va fi jucat la fel de mult ca 07 și 08. Personal, 08 mi se pare cel mai bun din serie. Dovadă că încă se mai joacă și se va juca și peste 10 ani. Restul e can-can, doar să-ți pierzi, să-ți upgradezi componentele. Acum se fac jocuri doar de dragul de a se face, pentru bani, mai bine renunță definitiv. Poți face jocuri bune și fără să ceri 8 GB de RAM. Cum apar componente noi, hop, și jocurile cel 16 GB de RAM. Urmează 32, e la mișto. Când îl joci, îți dai seama că e praf, la fel ca și iPhone. Îți iei iPhone 9 că e la modă, ăla 4 nu-ți mai place. Post scriptum. Să mă înjure cine vrea, dar niciun joc nou din serie nu-l putem compara cu 07. Pentru cei amatori care vor goluri ușoare și 08 făcut pentru legende. Dacă nu se făceau jocuri cu sisteme minime să-l joci i3, nu mai cumpăra nimeni i5, nici i3, nici i7. Ha? Asta e chestie de marketing. Cred că același joc îl poți face și la cerințe minime. Înainte se putea? Nu. Adică nu știu ce întreabă, dar sigur nu. Nici eu nu știu ce zice băiatul ăsta spre final. Hai să vedem. În primul rând, nu pot să comentez. N-am cunoștințele enciclopedice ale lui Ronaldinho 4 5 despre serie, deci nu știu dacă FIFA 17 e mai bun decât FIFA 2007 sau nu. Dar îmi plac chestia asta, conspiraționismele, că practic jocurile se fac în așa fel încât să trebuiască să dai bani pe componente. Nu, jocurile se fac ca să umple, adică tehnologia avansează de la sine. Tehnologia avansează fără un anumit drive în față. Tehnologia vrea să scoată performanțe cât mai mari, nu neapărat pentru jocuri. Faptul că putem juca jocuri e un side effect de la faptul că se fac plăci pentru rendering, pentru processing power, pentru așa mai departe. Exact. E o simbioză între gaming market și chestia asta. Da. Nu se face un joc ca să-ți cumperi 16 RAM, se face un joc care cere 16 GB de RAM pentru că există 16 GB de RAM și se poate folosi de ele ca să arate mai bine. Se plus numește progres. Da, și în general, mai ales AAA-urile sunt făcute să ruleze pentru majoritate. Da, și asta. Adică că ai, da, pentru că se e corelată direct cu vânzările pe care le poate avea jocul respectiv, așa că exact. Dacă tu ai calculator cu Windows XP, well, that's your fucking problem, Ronaldinho 4. Cumva îl simt, pentru că am avut o foarte mare bucată de timp, am avut un PC pe care de-abia mai rulau jocuri până în 2005. Da, ceva în gen. Și eu am avut PC-ul sub medie. Aveam PC-ul ăsta în 2010 și puteam să joc pe el KOTOR 2 și Gothic 2. Nu puteam să joc... Și după aia, prin 2010, mi-am cumpărat, când a fost primul Steam Sale, mi-am cumpărat un PC și am jucat Dragon Age, am jucat Fallout 3 și Witcher 1. Cu mult îndeas și îndeas, i-am mai zis eu așa de întârziat. Că am avut un PC foarte prost, o foarte mare parte din viață. Și am avut, tot timpul am avut PC-uri sub și am avut recent posibilitatea să-mi iau un calculator bun și there we go. Dar, stop going into conspiracies, Ronaldinho 4 și cei ca tine. Plus că nimeni nu te forțează să exact, poți să joci în 2007. Și doar pentru că tu vrei și sunt alții ca tine care vor și ei să joace jocul care arată mișto, înseamnă că ei își cumpără, dar asta nu înseamnă că sunt forțați să își cumpere pentru că voi asta vreți să faci. Încerc să aplic logica lui. Mă doare capul. Baftă. Ah, dai răspunde cineva, răspunde Ronaldinho 5. Ah. Avansează grafica, e normal să fie cerințe din ce în ce mai mari. Oricum, FIFA la cerințele astea sunt mici. Același joc putea fi făcut și pentru cerințe minime. Să fim serioși, FIFA 8 a avut un gameplay reușit și cam atât. Mă supără ultima propoziție. Adică ce? What is that supposed to mean? Nu știu, cred că are niște frustrări legate de cum a fost el tratat în familie când era mic. Da. Asta este analiza și... mea. Analiză, anal. Ok, încheiem cu comentariul reprezentativ pentru Tracker Review pe care nu-l zicem niciodată, dar e prezent la aproape fiecare release. Să trăiești 1000 de ani. THX up. Da, nu înțeleg chestia asta. Ok, fine, sure, să trăiești la 1000 de ani. Tu nu stai timp să joci jocurile pe care le joacă el. Dar tu ești mulțumit că ți-a uploadat jocul tău. Mulțumesc că mi-ai pus FIFA 2017 să trăiești 1000 de ani. Asta dacă am stai puterea capabil... să-ți dau 1000 de ani de viață. Și o să-ți dau ție că mi-a aplodat FIFA 2017. Iar eu prefer să mor peste, nu știu, care e media de viață în Europa. Pentru că eu sunt fericit, I don't care.
It's, dacă piratezi jocuri, media de viață este 40 de ani. Ai downloada viață? Da. Absolut, wow! Absolut orice mă întrebi cu ai downloada, ai downloada o mașină? Da, fără niciun fel de ezitare. Suntem din ce în ce mai... e din ce în ce mai posibil să downloadezi o mașină. Cred că deja e posibil. S-ar putea, blocul motor încă nu-l poți downloada, dar cred că restul poți downloada. Cred că poți să faci un lăstun lejer. Da, că l-au lucrat din carton. Exact, ai face un lăstun mai rezistent decât lăstunul original. Da, polimeri, de densitate înaltă, ce să știa. Why, that's high-tech shit, nu știu imagina ce aușesc cu așa ceva. În câțiva ani o să fie așa de ieftine imprimantele 3D, încât o să te uiți la și să te gândești, n-am ce face cu ea, dar mi-aș cumpăra-o pentru că mi-o permit. Da, nu e obligat, și eu mă gândesc să-mi iau o imprimantă 3D. Costă 2000 de lei una, decentă. Păi da, nu, că am auzit eu la un alt podcast că e mai bine să-ți iei mai scumpe. Mă gândesc, da, pentru ce vrei tu să faci cu ele, adică soldății de plastic, bănuiesc? Da. Așa, evident. Basically, yes. Cred că poți să ieși una de aia mai ieftină. Da, vreau să-mi modelez eu, să-i fac. Păi să-i poți. Vân. Adică fișierele sunt de aceeași, fișierele sunt aceeași format, cred. Da, să accepte și orice tip de plastic, să nu fie cartușul special. Iar nu, majoritatea poți să bagi, poți să bagi orice tip de filament, cred. Da. Nu sigur, dar știu pe cineva care știe. Prietul nostru comun, okay. Șerban. Șerban, asculți podcastul să ne zici ceva? I-am văzut implanta lui Șerban. E mare. Yes. Paul, zi și mie ce s-a întâmplat cu fostul nostru prieten al podcastului, că eram plecat și am văzut doar postarea. Care? Fostul nostru prieten Alin, care da. A pivotat spre gaming videos. Cum își permite? Nu știu, dar zic să ne apucăm și ne să facem un podcast de comic books cu blackjack și târfe. nu full. N-am avut de... Da. Și în primul episod o să zicem tot ce despre comicuri și după aceea în al doilea vedem noi ce facem. Primul episod spune și noi despre, nu știu, Watchmen. Ce original. Hardcore shit right there. Watchmen. Ce-am mai citit? Nu știu, The League. Ce-am mai citit? 1000 Bullets sau cum se numește? Preacher. Preacher, da. All the classics. Transmetropolitan. Ce cultură avem. Yes. Știm să spunem nume de comicuri foarte cunoscute. Exact. Paul, mi se topește viața. Eu dezvăț lipit de scaun, deci dacă vrei putem să mai stăm 3 ore, nu mă deranjează. Nu mai poți gata. Oricum mai exact. Pot să mă ridic de aici, deci... Ești legat de acest podcast. Ha! Știam eu că iad aici. He. Cum am, ne cităm pe noi. Hui, glorie lui! Ha! Și terminăm acest podcast pe această căldură imensă și ne auzim săptămâna viitoare cu amândoi. O să mai avem o pauză în care eu voi fi nevoit să fiu spartan. S-ar putea să trebuiască să faci unul sau două episoade, poate la unul decalăm și te ajut și vedem. Vedem. Maxim două săptămâni, maxim două weekenduri o să lipsesc, deci... Da. Și o să vină Paul cu povești. Da. Să-mi zici dacă ai pescuit ceva. Eu cred că cineva merge la mare, întreb dacă pescuiește ceva. Serios? Undița. If you know what I mean. Penis. Da, cu penisul. Dacă bași penisul în apă și prinzi ceva. Ei, am fost Edgar. Paul. În rușine vă zic, la revedere. Ciao.